Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la știri! Sorin Bum și-a dat demisia din funcția de consilier județean, iar în locul său a fost numit Ion Olteanu, membru al Partidului Democrat Liberal. Acesta a depus jurământul de numire în cadrul ședinței de consiliu județean. Devenit administrator public al județului Alba, Sorin Bum a demisionat din funcția de consilier județean, iar locul vacant a fost ocupat de Ion Olteanu din Baia de Arieș, acesta fiind membru supleant pe listele Partidului Democrat Liberal. În vârstă de 60 de ani, noul consilier județean Ion Olteanu este de profesie inginer mecanic, a lucrat în întreprinderea minieră și a fost primul primar al localității Baia de Arieș după Revoluție. Apele tulburi din politica românească influențează negativ și activitatea administrației publice a municipiului Alba Iulia. Pentru a susține financiar proiectele aflate în curs de derulare, primăria municipiului reședință de județ este nevoită să facă un important împrumut. Veniturile administrației publice a municipiului Alba Iulia au scăzut serios. Încasările de la trezorerie se fac greoi, iar încasările de TVA tot așa. Vreau să vă spun că la ultimele licitații noi n-am făcut încă, știți că avem în pregătire. De fapt este gata tot o licitație pentru a lua un credit, nu mai știu, 1 sau 2 milioane de euro ca să acompaniem tot ceea ce înseamnă proiectele europene. De ce? Pentru că așa cum la referendum și în politică regulile se schimbă în timpul dansului, așa se schimbă și aici. Suntem obligați ca să terminăm ceea ce am început odată, să luăm un credit ca să putem să ținem lucrările acolo unde trebuie. Bineînțeles, este un sistem revolving, când vor veni bani de la București, stingem creditul. Același lucru se întâmplă și la capitolul absorție de fonduri europene. Marcela Eugenia Dărămuș este noul inspector adjunct la Inspectoratul Școlar Alba. Aceasta a fost numită printr-un ordin al Ministrului Educației prin detașare în interesul învățământului. Funcția de inspector general adjunct al ISJ Alba a fost ocupată până astăzi de Ioana Crâznic. Noul manager al ISJ Alba, Marcela Eugenia Dărămuș, este președinta Organizației Județene de Femei a PSD și are experiență în funcții manageriale. Mi-am asumat această funcție, care de fapt este o muncă în spate, pentru că știu că am o experiență și în management. În 2009 am fost director la Casa Corpului Didactic. Și atunci și acum, unul dintre obiectivele pe care mi le-am propus și cred și sigur le-am îndeplinit este munca în echipă. Și al doilea obiectiv, porțile deschise pentru colegii mei, cadre didactice, pentru rezolvarea problemelor lor, dar și pentru părinți și elevi din județul Alba. De anul trecut, Marcela Dărămuș ocupă funcția de director al unei școli post-liceale din Alba Iulia și, de asemenea, predă discipline economice la Colegiul de Profil din municipiul nostru. Noul inspector deține titlul de expert în Corpul Național de Management Educațional, iar din 2010 face parte din echipa de implementare a unui proiect POSDRU. În valoare de 300.000 de lei, proiectul Primul Ghiozdan este unul extrem de mărinimos, adresat școlarilor din județul Alba. Acest proiect a fost aprobat miercuri în Comisia de Buget Finanțe a Consiliului Județean Alba și va intra în vigoare de anul viitor, odată cu începerea noului an școlar. Susținut financiar de legislativul de Alba, proiectul a fost aprobat astăzi în ședința Consiliului Județean. Inițiat de președintele Ion Dumitrel, vicepreședintele Florin Roman și consilierii județeni Ion Marincaș și Ion Florea, proiectul prevede acordarea 5.400 de ghiozdane pentru elevii din clasele 0 și a 1-a. Începând cu 1 septembrie 2013, fiecare elev va găsi în ghiozdanul primit cadou din partea Consiliului Județean Alba și un minim de rechizite constând în caiete, creioane, un stilou, o radieră, o riglă și un penar. Spitalul Județean Alba se confruntă cu o situație fără precedent. Acesta are de primit de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și de la Ministerul Administrației și Internelor datorii restante colosale pentru serviciile medicale executate. Această situație, dar și majorarea salariilor cu cele 8%, face ca Spitalul Județean să acumuleze datorii de la o zi la alta. Pentru a putea fi acoperită creșterea salarială de 8%, este nevoie de o majorare a tarifului de contat de CAS pentru fiecare caz medical rezolvat. Adică atâta vreme cât cheltuiala mea cu munca via a crescut 8%, logic și firesc era să se reflecte în decontarea cazurilor rezolvate corespunzător. Ceea ce înseamnă mai explicită să fiu, că dacă acest lucru nu se va concretiza
în majorarea tarifului pe caz rezolvat, vom acumula datorii. Pe de altă parte, spitalul are de recuperat 2,8 milioane de lei de la Casa de Sănătate Alba, contravaloarea serviciilor medicale executate. În plus, Ministerul de Interne are de achitat o restanță veche de un an și jumătate pentru serviciile de medicină legală efectuate. Există tot felul de demersuri care se fac la nivelul Casei Naționale pentru deblocarea acestei situații. 28 de miliarde este foarte mult pentru noi. Pe lângă asta, serviciile medicale pe care le prestează medicina legală pentru poliție sunt neplătite de către Ministerul de Interne de un an și jumătate. Deci avem de încasat 3 miliarde 800, avem deja, lucrăm în sistem de avarie. Această situație se pare că nu este unică la nivel național. Mai multe spitale din țară se confruntă cu încasarea unor servicii medicale. Dacă nu se remediază rapid aceste probleme, Spitalul Județean este obligat să acumuleze datorii. Începând cu 1 iulie, o nouă ordonanță pune bolnavii pe drumuri. Cei care își plătesc singur contribuția la sistemul de asigurări de sănătate se trezesc atunci când ajung la spital că nu sunt în lista persoanelor asigurate. Motivul este lipsa de comunicare între finanțe și Casa Județeană de Sănătate. Până în această lună, persoanele care își plăteau din mână contribuția la CAS trebuiau să achite lunar 5,5% din salariul minim pe economie la Casa Județeană de Sănătate. De la 1 iulie însă, pentru a obține asigurarea de sănătate, o persoană care nu lucrează achită taxa la trezorerie, la parterul Direcției Generale de Finanțe Publice Alba. Nimic rău până aici. La prima vedere s-a schimbat doar locul de achitare, însă bolnavii când ajung la spital au parte de o surpriză. Omul vine cu chitanța la spital și noi, bineînțeles că trebuie să-l trimitem înapoi la casa de asigurări, să fie luat în evidență, în sistemul SIUI, ca noi să ne putem deconta serviciile medicale prestate. Fluxul informațional nu este asigurat, cel al bazei de date, în sensul că omul merge la finanțe, plătește, dar acolo nu încheie niciun contract de asigurare și nici nu este introdus ca asigurat în sistem. Așa că nu vă rămâne decât să vă înarmați cu multă răbdare și să mergeți periodic la Casa Județeană de Sănătate cu chitanța primită de la finanțe pentru a vă reactualiza statutul de asigurat. Dacă vă aflați în afara țării în ziua referendumului, puteți să vă exercitați dreptul la vot. Ministerul Afacerilor Externe a finalizat expedierea materialelor necesare către misiunile diplomatice și consulatele generale ale României. Astfel, în cele 306 secții de vot din străinătate au ajuns 600.000 de buletine de vot, 400.000 de benzi autocolante, 1.000 de ștampile cu inscripția votat. În plus, aceste secții de votare au mai primit 301 ștampile cu numărul de control alocat secțiilor și 10 tușiere. Repartizarea materialelor s-a făcut în funcție de numărul de votanți prezenți la urne la alegerile prezidențiale din noiembrie 2009. În ceea ce privește capitalele statelor pe a căror teritoriu se află un număr mare de cetățeni români, au fost repartizate mai multe buletine de vot, astfel încât să existe posibilitatea redistribuirii pe bază de solicitări la misiunile din teritoriu sau din vecinătate. În afara Uniunii Europene, unde se votează preponderent cu pașaport, s-a luat în calcul dublul numărului de votanți din 2009, benzile fiind multiplu de 15 autocolante. Repartizarea ștampilelor cu inscripția votat s-a realizat de asemenea prin raportare la numărul de votanți din 2009. Astfel, 2 ștampile pentru secțiile la care s-au prezentat sub 500 de votanți, 3 ștampile pentru secțiile cu cel mult 1000 de votanți, 4 ștampile pentru secțiile cu până la 1500 de votanți și 5 ștampile pentru cei cu peste 1500 de votanți. Excepția au constituit-o secțiile nou înființate, la propunerea misiunilor și a comunităților românești din străinătate. La acestea au fost repartizate între 3 și 4 ștampile în funcție de buletinele alocate. Secțiile suplimentare au fost stabilite în regiuni cu comunități mari de cetățeni români și în zone turistice, dată fiind perioada în care se va desfășura referendumul. Acestea sunt Italia, Grecia, Bulgaria, Turcia și Spania. Toți cetățenii trebuie să verifice termenul de valabilitate al actelor de identitate pentru a nu avea o surpriză în ziua referendumului. Dacă totuși ați uitat, nu intrați în panică. Ghișele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor vor fi deschise în acest weekend. În situația în care dețineți un act de identitate cu termenul de valabilitate expirat sau care urmează să expire, puteți să solicitați la sediul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la locul de domiciliu sau de reședință, eliberarea unui nou act de identitate. În weekend, programul de lucru cu publicul este unul prelungit. Astfel, vă puteți schimba actele expirate chiar și sâmbătă, între orele 8:16, dar și duminică, 29 iulie, între orele 8:22.
Învățământul, domeniul în care ar trebui să fie liniște și disciplină, este cel mai dezordonat. Nu apucăm să ne obișnuim cu o lege a învățământului că apare o altă modificare. Nu doar elevii, ci și profesorii sunt de-a dreptul dezorientați. Acum, ministrul Educației Caterina Andronescu vrea o nouă modificare. Ministrul Educației Caterina Andronescu spune că legea educației trebuie schimbată în sensul rămânerii clasei anuale la liceu, întrucât școlile gimnaziale sunt majoritatea la țară, iar rezultatele la evaluarea națională indică faptul că în mediul rural școala s-a degradat nepermis de mult. Andronescu a declarat că, în opinia sa, trimiterea clasei a noua la gimnaziu ar pune în dificultate învățământul românesc. Ministrul a spus că în mediul rural se constată o pondere foarte mică a notelor mari și o pondere mare a notelor mici. Dacă această modificare va îmbunătăți sistemul de învățământ românesc sau nu, însă rămâne de văzut. Tinerii români își doresc să devină medici. Cel puțin asta rezultă din concurența de la facultățile de medicină din țară. În capitală au fost 5 concurenți pe un loc, iar în Cluj, Constanța și Târgu Mureș câte 3. Concurența a fost departe de recordurile dinainte de anii 89, însă cea mai mare de după 90 încoace. Calea până la a practica medicina este lungă și începe cu emoții. Peste 6.000 de tineri care doresc titulatura de medic au dat prima bătălie, examenul de admitere. Aceștia au așteptat mai bine de 5 ore afișarea rezultatelor la Facultatea de Medicină și anul acesta competiția a fost strânsă, 5 candidați pe un loc. E un record după anii 90 încoace, însă cu mult mai puțin față de recordurile de înainte de anii 89. Atunci erau 20 de candidați pe un loc, iar notele de admitere erau foarte aproape de 10. Acum examenul pare mai simplu. Asta dacă luăm în considerare și faptul că anul trecut au fost admiși chiar și candidați cu media 5. Vremea caniculară a provocat incendii în mai multe zone montane din țară. Pe pajiștile alpine din masivul Făgăraș, în câteva ore au ars 2 hectare de vegetație uscată. Pompierii au pornit luni dimineață pentru a stinge flăcările care s-au reaprins, iar marți dimineață alte forțe au intervenit. Incendiul de vegetație uscată care a izbucnit pe versantul argeșan al masivului Făgăraș, cel de pe vârful roșu, s-a manifestat inițial pe o suprafață de aproximativ 50-60 de hectare. Acolo a ars vegetație uscată și șnepeniș, iar focul s-a propagat la pădurea de conifere și puiet de brad. La incendiul de vegetație în masivul Făgăraș, izbucnit între vârful Scara și vârful Boia, au acționat 15 subofițeri din cadrul departamentului de pompieri Curtea de Argeș. Focul a fost localizat, dar mai sunt focare disparate și se va rămâne în zonă până la lichidarea acestora. La focul a apărut în zona golului alpin de pe Valea Brătila, vârful Netotu din masivul Făgăraș, la o altitudine de aproximativ 2000 de metri, au acționat 16 militari profesioniști cu un autocamion de intervenție. Se lucrează în continuare pentru lichidarea incendiului cu mijloace de primă intervenție, lopeți, bătătoare și bidoane cu apă. Aproape 30 de agricultori, dintre cei mai reprezentativi membri ai Asociației Județene a Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice, s-au întâlnit astăzi cu prefectul Dan Coriolan Simedru și cu administratorul unic al Consiliului Județean Alba, Sorin Bumb. Dialogul s-a axat pe identificarea de soluții care să înlăture sau măcar să diminueze importantele pagube pe care seceta le-a produs agricultorii. La evenimentul organizat de Vasile Seneșan, președintele Asociației Județene a Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice, au participat alături de fermieri, specialiști de la Consiliul Județean, Direcția Agricolă Alba, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice și Inspectoratul pentru Calitatea Semințelor. Nu a lipsit de la întâlnire profesorul Ioan Haș, directorul stațiunii de cercetare dezvoltare agricolă Turda. Chiar dacă unii dintre fermieri au comparat întrunirea cu un mormântarea agriculturii, specialiștii, agricultorii și factorii de decizie au pus degetul pe rană, au încercat să identifice soluții crizei prin care trece importanta ramură economică. Cu mult regret și cu durere în suflet, părerea mea că mă simt ca la o mormântare. Mortul este agricultura românească. Deci cel mai important lucru care l-a mai avut țara asta, agricultura, am reușit să o aducem la groapă. La nivel de județ, în urmă cu 3 săptămâni, s-a început fenomenul, procedura de monitorizare a situației provocate, a pierderilor provocate de secetă. Și vreau să vă spun că până la ora asta este dată situația la județ, dar vorbesc nu numai de porumb. Porumbul e cel mai important pentru că depășește, e vorba de 58% din suprafața culturilor însămânțate în primăvara asta în județ, ceea ce înseamnă 42.000 de hectare și că procentul de afectare a secetei la producția de porumb este peste 70%. Ca profesionist în domeniul îmbunătățirilor funciare,
Am spus-o și la București, în întâlnirile care le-am avut la nivelul ANIF central. Am spus-o deseori și în Comitetul pentru Situații de Urgență, că este extrem de important ca problema irigațiilor să fie tratată, deci ca strategie să fie tratată alături de o strategie care privește apărarea împotriva inundațiilor și care privește problemele de mediu. Prefectul Dan Coriolan Simedru și-a notat toate problemele expuse de cultivatori pentru a le transmite mai departe ministrului Agriculturii. Sunt unele lucruri pe care mi le-am notat și aș vrea să le discutăm. Pot să vin să vă spun și eu ce ați auzit în conferințele de presă, dar nu cred că este cazul. Sunt convins că toți știți și populația este informată, este vorba de acele despăgubiri de 80% pentru culturile care au fost afectate mai mult de 30% și înțeleg foarte clar și din ceea ce este pe masă și din ceea ce a spus dumneavoastră că vă încadrați în acea zonă. Sigur că acele despăgubiri nu o să rezolve problema profitului și problema bunei funcționări a firmelor dumneavoastră, dar vor acoperi o mare parte din pierderi. Un amplu reportaj de la întrunirea agricultorilor județului nostru, reliefând în amănunt fața adevărată a agriculturii românești, puteți urmări duminică de la ora 14 la emisiunea Agricultura în județ. Ridicarea celui mai mare pod peste Dunăre se face în ritm alert. Astfel, până la sfârșitul anului, al doilea pod peste Dunăre dintre Vilim și Calafat trebuie să fie finalizat. Declarațiile aparțin lui Alberto Bergara, managerul principal al firmei spaniole care îl construiește. Doar 160 de metri au mai rămas până când podul va fi finalizat în totalitate, iar afluxul de autoturisme va începe la jumătatea anului 2013. În ciuda căldurii, la pod se lucrează zi și noapte. În momentul de față se montează segmentele din construcția de suprafață a podului în partea navigabilă a fluviului care este spre partea română. În 24 de ore se montează un ansamblu de segmenți. Asta înseamnă că podul înregistrează o dezvoltare de 8 metri pe zi. Într-un ritm rapid se construiește și estacada feroviară. Linia va trece pe la mijlocul podului, iar în stânga și în dreapta vor exista două benzi rutiere pentru autoturisme în ambele sensuri. În stânga, dinspre Bulgaria, spre România, va porni o pistă pentru biciclete și un trotuar pentru pietoni. În partea dreaptă va fi construit un coridor pentru circulația personalului auxiliar. Potrivit proiectului, lungimea podului peste fluviu va fi de 1391 de metri. Fără cei 160 de metri rămași, calculele arată că 1231 de metri sunt deja finalizați. Se construiesc și intrările pe acesta. Împreună cu acestea, lungimea totală a șoselei auto este de 3598 de metri, iar cea a drumului feroviar de 3448 de metri și traseul feroviar cu o lungime de 160 de kilometri este deja finalizat. Ministrul Finanțelor Florin Georgescu a declarat în cadrul ședinței de guvern că intenționează să încheie un nou acord de tip preventiv cu Fondul Monetar Internațional. Acest acord va fi încheiat probabil pe o durată de 2 ani pentru perioada 2013-2015. Declarația ministrului de la Finanțe a fost făcută cu doar câteva zile înainte ca delegația comună FMI a Comisiei Europene și Banca Mondială să vină la București pentru a discuta cea de-a șasea evaluare a acordului de tip preventiv încheiat anul trecut și care are pe ordinea de zi negocierea mai multor măsuri fiscale propuse de guvernul Ponta, dar și analizarea proiectului de buget pentru 2013. Experții internaționali vor sosi în România în 31 iulie și vor încheia misiunea pe 13 august. Cea de a șasea revizuire va fi prima condusă de olandezul Eric de Vrijer, care l-a înlocuit în vară pe americanul Jeffrey Franks, șeful misiunii de evaluare a României în ultimii 3 ani. România are în derulare un acord de tip preventiv cu FMI în valoare de 3,6 miliarde de euro, completat de o înțelegere similară cu Comisia Europeană pentru fonduri disponibile de 1,4 miliarde de euro. În urmă cu 2 săptămâni, Banca Mondială a aprobat un memorandum de înțelegere cu România, în urma căruia instituția a pus la dispoziție o linie de credit de 1 miliard de euro. Acordul cu instituțiile financiare internaționale a fost încheiat în martie 2011, în prelungirea programului de 20 de miliarde de euro derulat în perioada 2009-2011. Pierderile majore înregistrate de-a lungul anilor de hidroelectrică datorită contractelor bilaterale păguboase au determinat-o pe aceasta să rezilieze mai multe contracte încheiate cu diferiți traderi.
Pagubele hidroelectrica în urma derulării contractelor cu băieții deștepți care beneficiau de energie sub prețul pieței se ridică la 4,5 miliarde de lei, astfel că aceasta s-a văzut nevoită să rezilieze o serie dintre contractele încheiate cu diferiți trader de energie. Recent, hidroelectrica a anunțat că va rezilia contractul cu traderul elvețian Alpic, decizia urmând să intre în vigoare la 1 august, precum și la cele încheiate cu traderul Energy Financing Team și Europec. Totuși, contractele cu Alro, Elsid și Electrocarbon rămân valabile. Tribunalul București a admis în 20 iunie cererea hidroelectrică de a intra în insolvență. Compania și-a solicitat insolvența în data de 15 iunie 2012, iar potrivit președintelui Consiliului de Administrație al societății Remus Vulpescu, deschiderea procedurii de insolvență a hidroelectrică nu urmărește falimentul sau naționalizarea societății, ci reorganizarea unei companii care nu mai are lichidități. Neoficial, intrarea în insolvență a hidroelectrică ar fi avut ca scop un mod prin care societatea să scape de băieții deștepți care au secătuit-o. Hidroelectrica urmează să reintre în normalitate în această toamnă. Femeile se confruntă probabil cu cea mai neagră perioadă de pe piața locurilor de muncă. Acest fenomen este resimțit în majoritatea județelor, astfel încât rata șomajului a crescut tulburător în ultimul an. Potrivit celor mai recente date oferite de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, cele mai multe femei își caută zadarnic un loc de muncă de peste 12 luni. Cea mai mare cifră este înregistrată în județul Dolj, cu un număr de 5400 de șomeri în rândul femeilor. La fel de greu își găsesc un loc de muncă și femeile din județul Teleorman, cu un număr de 2970 de persoane aflate în șomaj pe termen lung. Rata șomajului feminin în luna iunie a avut cel mai înalt nivel în județele Dolj, de 7%, Mehedinți de 6,9% și Covasna de 6,8%. Situația este diferită de topul șomajului general, în care conduc județele Vaslui cu 8,4% și Teleorman cu 8,3%. Dacă Doljul se află pe primul loc la șomajul feminin, în topul general se află abia pe locul 4. Cele mai mici rate ale șomajului feminin se înregistrează în Ilfov 1,6%, Timiș 1,8% și București 2,1%. V-ați imaginat vreodată că veți avea ocazia să o vedeți pe frumoasa actriță Sharon Stone în carne și oase? Ei bine, zilele acestea aveți toate șansele. Actrița va fi prezentă în România pentru filmarea peliculei What About Love. Ea nu vine singură, ci însoțită și de celebrul actor Andy Garcia. Sharon Stone și Andy Garcia vor fi prezenți pentru filmări pe Transfăgărășan, în locul numit Fereastra Zmeilor din județul Argeș și în zona Bâlea Lac din județul Sibiu. Cei doi au rolurile principale în pelicula What About Love. Filmul este regizat de Klaus Menzel, iar din distribuție face parte și Maya Morgenstern. Sharon Stone este cunoscută mai ales pentru rolurile din Basic Instinct, Silver, Casino, iar Andy Garcia are în palmares prestațiile din When a Man Loves a Woman, Lost City and The Godfather 3. Potrivit editorialistului economic al ziarului The Guardian, Spania are o economie care tinde spre colaps, o piață imobiliară cu risc de implozie, bănci cu pierderi uriașe, iar randamentul obligațiunilor cu scadență la 10 ani este la nivelul de 7,5%. În acest context, se pare că planurile generale pentru salvarea monedei euro sunt tot mai îndepărtate și se vor realiza în câțiva ani de acum încolo. Săptămâna trecută, regiunea spaniolă Valencia a anunțat că are nevoie de ajutor financiar din partea guvernului de la Madrid, declanșând vânzări majore pe piețele financiare. Reacția guvernului spaniol a fost în primul rând de a promite că nu există nici cel mai mic risc de a solicita vreun amplu plan de asistență financiară care să implice Fondul Monetar Internațional, iar apoi de a interzice tranzacțiile bursiere speculatorii de vânzare în lipsă. Însă, piețele financiare nu au fost impresionate deloc de aceste măsuri neinspirate. Între timp, Grecia a ajuns din nou în centrul atenției, în contextul în care Atena așteaptă marți vizita reprezentanților Fondului Monetar Internațional, Băncii Centrale Europene și Comisiei Europene. Grecia este afectată de o criză economică asemănătoare cu cea din 1930 și, probabil deloc surprizător, are probleme cu aplicarea programului de austeritate impus ca parte a planului de asistență financiară. În urma acestor tensiuni economice în plan european, Spania se îndreaptă inevitabil spre un plan de asistență financiară care va fi de cel puțin 300 de miliarde de euro. Românii care circulă pe teritoriul Bulgariei și încalcă regulile de circulație riscă sancțiuni usturătoare. Parlamentul de la Sofia a votat majorarea amenzilor pentru conducerea sub influența alcoolului, nerespectarea culorilor semaforului și neacordarea priorității.
Pe de altă parte, viteza maximă admisă pe tronsoanele noi de pe autostradă a fost ridicată de la 120 la 140 de km pe oră. Cei care conduc cu 0,5 sau 1,2 la mie alcool în sânge vor rămâne fără carnet între 6 și 12 luni. Amenda variază între echivalentul la 250 și 500 de euro. Refuzul de a fi verificat pentru alcool se pedepsește cu 2 ani fără carnet și o amendă de 1000 de euro. Printr-un alt amendament, șoferii au fost obligați să circule cu luminile aprinse în tot parcursul anului. Românii care circulă prin Bulgaria trebuie să știe că în curând în 180 de locuri critice pe șosele vor fi montate camere automate de filmat. Cei care depășesc viteza vor putea fi surprinși cu amenzi usturătoare la ieșirea din țară. Suprafața de gheață din Groenlanda se topește într-un ritm alarmant. Descoperirea a fost făcută de specialiștii de la NASA, care au observat cu ajutorul sateliților că zona de gheață topită a crescut de la 40% la 97% în doar 4 zile. Pe parcursul verii, aproximativ jumătate din suprafața acoperită cu gheața a Groenlandei se topește în mod natural. De obicei, cea mai mare parte a apei ce provine din această topire reîngheață foarte repede la altitudine sau este reținută de gheața din regiunile de pe coastă, în timp ce restul se scurge în ocean. Dar în ultima perioadă s-a topit mai multă gheață decât în toți cei 30 de ani de monitorizare prin satelit. Îngrijorător este faptul că topirea ghețarilor a avut loc în zona cu cele mai joase temperaturi și cele mai mari altitudini. Cercetătorii de la NASA nu afirmă că acest fenomen ar fi avut loc din cauza încălzirii globale, dar totodată nu infirmă această posibilă cauză. Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziția cetățenilor români care urmează să se deplaseze în Marea Britanie pentru a asista la Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Londra un ghid cu informații utile. Acesta poate fi găsit pe site-ul Ministerului la rubrica Sfaturi de călătorie. Materialul vine în continuarea ghidurilor de informare puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Externe, periodic în sprijinul cetățenilor români care călătoresc în străinătate. Ghidul oferă cetățenilor români sfaturi utile și informații privind coordonatele de contact și numerele de urgență ale Ambasadei României la Londra. În ghid se mai găsesc și norme de conduită în locațiile de desfășurare a evenimentelor sportive, lista cu obiecte interzise pe stadioane sau în preajma acestora și informații privind transportul. Jocurile Olimpice se vor desfășura la Londra în perioada 27 iulie-12 august 2012. Jocurile paralimpice sunt o formă a jocurilor olimpice la care participă persoanele cu dizabilități. Acestea se vor desfășura în perioada 29 august-9 septembrie 2012. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu sunt Andreea Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, dacă sunteți martori unui eveniment care ar putea deveni știre, transmiteți-ne informațiile dumneavoastră la adresa de e-mail contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Urmează acum știrile din sport și datele despre starea vremii. Să aveți o seară frumoasă! Pe curând! Bine v-am găsit la sport. Pe stadionul din cetate încă este vacanță cu mai puțin timp de o lună rămasă până la începerea campionatului. Încă nu sunt cunoscute traseele pe care le va urma echipa, însă o strategie pe vreme de criză a fost anunțată. Lotul echipei va cuprinde numai jucători tineri albaiuleni, cărora li se vor adăuga maxim 5 jucători experimentați. Problemele se țin lanț pentru oficialii trupei din cetatea Marii Uniri. Aceștia nu au obținut încă fonduri pentru a face față în Liga a doua, însă au lansat o strategie pentru a reuși acest lucru. Astfel, lotul echipei uniriste va fi format doar din jucători tineri. De preferat sunt cei care provin de la echipele de juniori ale clubului. Nu este sigură nici prezența pe banca actualului antrenor Stelian German, cu toate că este dorit în continuare pe banca echipei. Mulți dintre jucătorii echipei au ales să plece. Printre ei se numără vârful Silviu Mureșan, care este foarte aproape de un transfer la FC Botoșani, echipă care își dorește promovarea în prima ligă. Ionuș Șerban a depus memoriu pentru a deveni liber de contract și a semnat cu FC Old Slatina. Se pare că acesta va renunța la ultimele trei restanțe financiare. Se dorește ca jucătorii cu salarii mai mari să fie dați la o parte pentru reducerea cheltuielilor. Astfel, capitanul Pascal, zidul defensiv Bumbac și Bucurică sunt foarte aproape de a fi lăsați liber de contract. O mai mare importanță și atenție va fi acordată centrului de copii și juniori pentru a promova câți mai mulți jucători în anii următori. Conducerea clubului de basket CS Universitate a anunțat lotul definitivat și că au terminat campania de transferuri a echipei. Numai puțin de 7 nume noi se regăsesc în actuala echipă. Foarte multe stranieri au venit la echipa din cetate pentru un singur țel, acela de a obține un loc în primele 4 echipe ale campionatului național de basket.
Jucătoarele care au rămas din stagiunea trecută sunt Bianca Voica, Enico Tarța, Becca Tobin și surpriza Ecaterina Abramzon. Lor se vor adăuga trei jucătoare junioare de mare perspectivă ale clubului. Numele noi în tabăra Alba Iuliană sunt străinele Ildiko Nog, Giovanna Vukoj, Tereza Branlova, Amanda Thompson, Zenda Melnica și româncele Alexandra Uiuiu și Laura Drăgoescu. Principalul obiectiv al echipei și în general al fetelor este obținerea unui loc favorabil pentru a juca în cupele europene din sezonul viitor. Echipa se va reuni în 15 august și vor avea un stagiu de pregătire în țară la Târgul Secuiesc, după care vor avea meciuri de pregătire într-un turneu în afara granițelor țării noastre. O veste bună pentru echipa de baschet este că bugetul echipei va fi suplimentat. Consiliul Județean Alba a aprobat un buget de 100.000 de lei pentru întreg clubul sportiv Universitatea, din care se regăsesc echipe de baschet, rugby și atletism. Cel mai bun fotbalist străin din întreaga istoria campionatului intern și cel mai bun marcator cu 61 de reușite în întrecerea internă, Wesley Lopez, a spus adio Ligii I. Acesta a semnat un contract cu fosta formație al Olăroiu și Rădoi, Al Hilal. Contractul jucătorului este unul gigant în comparație cu cel de la Vaslui, ajungând să câștige la Arabi peste 2 milioane de euro pe an. Wesley a venit la Vaslui în 2009 și a fost cel mai bun jucător al moldovenilor, cât timp a fost în lotul echipei. Jucătorul în vârstă de 31 de ani este cel mai bun marcator străin din istoria Ligii I, reușind să marcheze numai puțin de 61 de goluri în 113 meciuri disputate în tricoul galben-verzilor. Wesley a contribuit direct la performanțele echipei în ultimii 3 ani, fiind în fiecare campionat jucătorul determinant al clubului. Vasluiul va încasa pentru jucător 1 milion de euro. Plecarea brazilianului de la Vaslui este o veste bună pentru rivalele clubului, însă și pentru albaiulianul Nicușor Stanciu. Patronul echipei a declarat că noul Wesley al echipei a devenit fostul jucător al Unirii. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică meteo. Am avut parte de vreme călduroasă și astăzi în majoritatea regiunilor. Cerul este variabil, cu norări temporar accentuate în zonele montane și în toată jumătatea de vest a teritoriului, unde local vor mai fi posibile fenomene de instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 26 și 38 de grade, iar cele minime, în general, între 14 și 23 de grade Celsius. Dar să vedem cât reușește să coboare mercurul din termometre în această seară. Vor fi 28 de grade la Alba Iulia și Sebeș, 27 de grade la Aiud și Blaj și 24 de grade Celsius la Câmpeni. Noaptea, regimul termic mai coboară puțin temperaturile, astfel încât se vor înregistra 19 grade la Alba Iulia, Aiud și Blaj, vor fi 20 de grade la Sebeș și 15 grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Mâine vremea se menține călduroasă în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu norări temporare în jumătatea de vest a țării, unde local vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, iar minimele se vor încadra în general între 13 și 23 de grade Celsius. Așadar, aproximăm maximele zilei de mâine, situându-se în jurul a 35 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 34 de grade la Aiud și Blaj și 32 de grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Vremea se va menține călduroasă și sâmbătă. Cerul va fi variabil, cu unele înorări după amiaza în zona montană, unde pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 38 de grade, iar cele minime între 16 și 26 de grade, mai coborute în depresiuni spre 10-12 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. La revedere!